Sunt bucuros! Când i-am dăruit cadou, l-a spus, m-aș fi bucurat să mi-l fi dăruit mama mea. Bună dimineața, oameni buni! Suntem chiar acum la hală. Este ora 8. Plecăm spre Neamț, unde vom oferi cadouri copiilor. Cel puțin 200 de copii vor beneficia astăzi de un cadou. Chiar acum suntem în mașină, ne deplasăm către primul sat unde o să stăm cu copiii, satul Valea Ursului, e ceva mai special acolo. Suntem surprinși pentru că ați venit într-un număr așa de mare și probabil că fiecare dintre voi ați venit ca să aflați mai multe, în primul rând, despre cel care este cel mai mare cadou pentru fiecare dintre noi. Despre Domnul Iisus Hristos. Ca tot ce auzim astăzi, să punem în practică. Și-a văzut un rege pe care nu l-a văzut niciodată. Acesta era Dumnezeu. Un copil. Așa, un copilaș. Acest lucru nu s-a mai întâmplat niciodată pe pământ. Că tu ne poți aduce bucurie. Îți mulțumesc de zâmbetul de pe buze. Îți mulțumesc de zâmbetul de pe buze. Din inimă. Sunt bucuros. Am cheiat, am primit cadou. Tare. Îți bucuros. N-are mamă? Cu cine s-ai discutat? Cu Sergiu Mihai. Ai discutat pe mami? Da, la când a dat. Hai că mergem acum aia, da? Și că mama ta ți-ar oferi același cadou pe care ți l-am oferit noi? Aș fi foarte mulțumit. M-aș bucura foarte mult. Să știi că mama ta, dacă ar putea să zică de acolo de unde e, ți-ar spune, urmează-L pe Hristos și ai să fii fericit. Cadouul ăsta trebuie, când ai să-L deschizi, să te gândești că e de la Hristos. Da. Să lupți în viața asta să-L întâlnești pe Hristos. Da? Da? Domnul să te binecuvânteze. Îi mulțumesc misiunei Bucovina fiindcă mi-a adus acest cadou. Și îi mulțumesc Domnului Iisus fiindcă mi-a oferit și mie. Am așteptat un an pentru acest cadou. Ea este Rebecca, este bucuroasă și ea spune că a așteptat un an ca să primească acest cadou. Cum să nu te implici, cum să nu îți dai toate silințele să ajungi la astfel de copii care își doresc un cadou, o bucurie, un zâmbet și o trăsăltare de inimă. Dănuț, dacă ar ști prietenii tăi că dorești un cadou, crezi că ți l-ar cumpăra? Băi, mă gândesc că da. Tu ai mulți prieteni, Dănuț, dar copiii ăștia nu au pe nimeni. Am întâlnit astăzi un copil care era orfan și când i-am dăruit cadou, l-a spus, m-aș fi bucurat să mi-l fi dăruit mama mea. Cred că Dumnezeu, prin noi, a pus zâmbetul acelui copil. Cel mai frumos cadou, confirmare, este zâmbetul acestor copii. Chiar sunt motivat de lucrul ăsta și mă gândesc că poate pentru unii, în perioada aceasta, misiunea Bucovina le este cel mai bun prieten.